Ziua bună, dragilor! În videoul de astăzi am să vă spun despre cele mai importante evenimente astrologice pentru luna iulie. De ce este important să ținem cont de aceste tranzite astrologice? Ei bine, mișcarea planetelor pe măsură ce tranzitează horoscopul ne afectează pe toți într-o oarecare măsură, iar dacă am fi mai conștienți de acest lucru, ne-ar putea influența să luăm decizii mai bune, care ar ajuta mai mult la dezvoltarea și evoluția noastră. Începem cu primul eveniment astrologic, lună nouă în zodia racului, care are loc pe data de 10 iulie. Ca la fiecare lună nouă, este momentul potrivit să ne setăm noi intenții. Luna nouă din 10 iulie ne aduce în prim plan problemele legate de dragoste și bani, așa că este foarte important cum reacționăm atunci când se întâmplă. Dacă ne ascultăm intuiția, ne poate ajuta să evităm potențialele probleme. Avem șansa să rezolvăm aceste situații calm și detașat. Dacă avem dorință de schimbare și suntem realiști cu ceea ce noi trăim în momentul de față, ne poate ajuta să depășim orice situație care poate acum o privim ca pe un eșec. Luna nouă din 10 iulie până la luna plină din 24 iulie este cel mai bun moment pentru a începe noi proiecte sau pentru a produce schimbare în viața noastră. Pe 12 iulie, Mercur intră în zodia Rac. Mercur poziționează în zodia Racului până pe 28 iulie. Când planeta comunicării ajunge în zodia Racului, tindem să ne îndreptăm atenția mai mult spre trecut și experiențele noastre. Este foarte important, atunci când o facem, să fie cât mai mult constructiv pentru noi și cât mai puțin destructiv. Trebuie să fim deschiși să învățăm lecțiile din experiențele trecutului nostru și să găsim modalități prin care ne detașăm de el. Este foarte important să facem lucrul ăsta pentru a ne opri din a bate pasul pe loc, pentru a putea încheia o etapă din viața noastră și a merge mai departe către o alta, ajutând astfel la dezvoltarea și evoluția noastră. Pe 16 iulie, Chiron intră retrograd în zodia Berbec. Chiron, o planetă mică ce a fost descoperită în 1977, care orbitează undeva între Uranus și Saturn, este arhetipul planetar al vindecării și transformării. Până pe 19 decembrie, Chiron este retrograd în zodia Berbecului. Această planetă ne aduce în prim plan rănile spirituale, incapacitatea de a merge mai departe, traumele, situațiile în care ne simțim vulnerabili și incapabili să ne ajutăm. În același timp, indică profunzimea înțelegerii, înțelepciunea dobândită prin experiență și capacitatea noastră de a îndruma și vindeca pe ceilalți. Chiron, retrograd în Berbec, ne oferă posibilitatea de a conștientiza cine suntem cu adevărat. Pe 20 iulie, Vesta intră în zodia Balanță. Vesta este planeta echilibrului și a parteneriatului. Când Vesta intră în Balanță, ne oferă motivația de care noi avem nevoie pentru a ne aventura în noi oportunități legate de carieră și e șansa noastră să reușim mai tot ceea ce ne propunem. Este momentul oportun să construim relații solide bazate pe încredere, respect și apreciere. Pe 22 iulie, Venus intră în zodia Fecioarei și rămâne până pe 17 august. Dacă folosim informația transmisă mai sus în avantajul nostru, până pe 22 iulie, vom putea produce ceva schimbări benefice pentru noi. Această tranziție planetară ne atrage atenția la stilul nostru de viață și ne face să ne gândim cu atenție la ce schimbări dorim să producem. Partea financiară este și ea importantă în perioada asta, așa că nu trebuie să cheltuim mai mult decât ne permitem. Pe măsură ce Venus intră în Fecioară, este foarte posibil să începem să luăm viața amoroasă mult mai în serios. Ne inspiră să fim mai deschiși către a primi dragoste în viața noastră, să devenim mai dedicați relației noastre în cazul în care avem un partener sau să încheiem relațiile care nu mai sunt sănătoase pentru noi. Pe 23 iulie, Soarele intră în zodia Leului și va tranzita până pe 23 august. Atunci când Soarele intră în zodia Leului, este mândru, plin de viață și jucăuș.
Odată cu această tranziție planetară, este timpul să strălucim, să adăugăm o notă de culoare vieții noastre și să trăim cât mai mult ancorați în momentul prezent. La fel ca și florile și fructele sezonului, înflorite și coapte, acesta este un moment în care vrem să ne bucurăm și să ne exprimăm. Să fim mai generoși și mai buni în vorbele, acțiunile și atitudinile noastre. Pe 24 iulie este lună plină în zodia Vărsător. Luna plină este un moment de culminare și aduce cu ea promisiunea că reușim să împlinim ceea ce a fost început la luna nouă. Relația pe care noi o avem cu emoțiile pe care le trăim ar putea fi mai complicată, deoarece luna plină în Vărsător aduce cu ea nevoia puternică de libertate emoțională. Este momentul în care trebuie să înțelegem sentimentele și să ne eliberăm de emoțiile negative, cum ar fi frica, furia și gelozia. De fapt, luna plină luminează sentimentele, atitudinile și circumstanțele care există deja. Acesta este un moment în care realizăm că a ne păsa este important și ajungem să fim mai atenți la nevoile altora. Pe 28 iulie, Mercur intră în zodia Leului. Mercur poziționează în zodia Leului până pe 12 august. Când Mercur se află în această zodie, gândirea noastră este mai încrezătoare și mai profundă. Este momentul în care punem accentul pe obiectivitate și putem privi detașat anumite situații sau întâmplări din viața noastră. Este momentul în care nu mai punem atât de mult preț pe detalii, putând privi situația per total, ajungând astfel să nu mai fim subiectivi, reușind să luăm decizii bazate pe rațiune și nu emoție. De asemenea, suntem mai convingători și mai perseverenți în atitudine și acțiune, deoarece emanăm încredere atunci când ne exprimăm ceea ce simțim. Pe 29 iulie, Jupiter intră retrograd în zodia Vărsător și va rămâne acolo până pe 29 decembrie. Jupiter este aici să ne ajute să ne îndreptăm către noi experiențe, să ne dezvoltăm cunoștințele și înțelegerea. Jupiter reprezintă optimism, creștere, generozitate și abundență. Tranzitul acestei planete în zodia Vărsător ne ajută să conștientizăm locul nostru în comunitate și să fim mai atenți la nevoile celor din jur. Este evenimentul astrologic care încurajează corectitudinea, imparțialitatea, individualitatea și umanitarismul. Culegem recompense prin faptul că suntem mai înțelegători și mai empatici, ne deschidem mintea spre evoluție și progres. Pe 30 iulie, Marte intră în zodia Fecioarei și va rămâne acolo până pe 15 septembrie. Va fi și momentul în care începem să punem din nou accent pe detalii, dar vom simți și nevoia să facem lucrurile la momentul potrivit, niciun moment mai devreme sau mai târziu. Satisfacția muncii bine făcute este unul dintre cele mai mari stimulente ale noastre acum. Suntem mai preciși și preocupați de calitate și nu cantitate. Vă mulțumesc că ați rămas până la sfârșit și ne vedem și în videourile următoare. Este important să trăim o viață echilibrată din punct de vedere emoțional și mental. Ia minte la cele împărtășite aici și nu uita că tu ești creatorul realității tale. Vă îmbrățișez pe toți și să aveți o zi cu zâmbet!